Kikoriki. Crezi în mine, Ariciule? Mingea mea, am trimis-o pe aici pe undeva. A, cea galbenă? Mhm. Așa o să o cauți multă vreme. Să știi că e mult mai ușor de văzut de sus. Cum adică de sus? A, trebuie să facem un zmeu uriaș cu un scaun confortabil și un volan și să așteptăm un vânt puternic și apoi să ne lansăm spre cer și să căutăm mingea de sus. Este mai ușor să vezi ceva galben din aer. Vorbești serios sau glumești? De ce? Tu nu mă crezi pe mine? Zopa! Ești sigur că va funcționa? Ariciu, ai încredere în mine! Haide, am pornit! Mi s-a spus că sunt golan, înfumurat și midocan. Că nu sunt om, ci exploziv. Și că sunt foarte intruziv. Și adevărat de ei găiesc. Nu-i vina mea, vă povestesc. Și toată vina îi aparține acelui ce trăiește în mine. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de acis, enervant, dar fantezii. Și câte nebunii îl face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezii. Iar eu nu pot să-i rezist. Trebuie să vă folosim zmeul pe post de sanie. Să intrăm acum, să ne lansăm și să pornim. Crezi că e bine? Vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine. Ești pregătit? Depinde pentru ce. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, nervant, dar fantezii. Și câte nebunii îl face, eu nici când nu pot desface. E nervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Doar să-mi găsesc mingea. Dacă aș fi pierdut-o doar, atunci ar fi fost una și nu m-aș fi supărat. Dar acum chiar încep să mă supăr. Mingea! Desigur! O să începem să sărim ca niște mingi de la un perete la altul și o să ne ridicăm din ce în ce mai sus până când ieșim la suprafață. Tu chiar vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine! Acum aș putea fi acasă bând ceai, dar nu! Nu, din cauza că te-am crezut, suntem blocați! Cine știe pe unde? Ariciu, tu cred că ai probleme de încredere! Ești pregătit? Da! Una, doi, trei! Gata? Da! Unu, doi, trei! Ariciu? Ariciu! Așteaptă! Vin acum și eu! Aș fi avut o altă viață. Să joc golf, să am mustață. Să nu fiu bântuit de umbre. Puteam să colecționez timbre. Aș fi avut o viață aparte. Poate aș fi scris vreo carte. Și lumea m-ar fi admirat. Că sunt atât de cultivat. Dar nu, acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, enervant, dar fantezii. Și câte nebunii îl face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ce în el trăiește?
face. Eu nici când nu pot desface. E enervant, dar fantezist. Iar eu nu pot să-i rezist. Ariciu, nu mai avem putere și nu știm cât de departe trebuie să notăm. Așa că trebuie să prindem câțiva rechini. Ai, să le punem căpăstru și să-i legăm de bucata asta de lemn. Doar că nu știu ce momelă putem folosi ca să-i prindem. Ce părere ai? Tu vorbești serios sau glumești? Glumeam. Malul e acolo. Mingea? Acolo e mingea mea. Ți-am mai spus, ai puțină încredere. Fără mine ți-ai fi căutat toată ziua mingea în tufișurile alea. Și câte ne... Kikoriki. Vai de mine! Somnambulul. Milu, e acolo, pe acoperiș, îl vezi? Nu este neobișnuit. Se pare că Milu al nostru este somnambul. Asta înseamnă. Ce anume? Lunatic. Când este lună plină, somnambul ies și fac tot felul de lucruri ciudate. Da, nu-i nimic îngrijorător în asta. De-aia acum se doarb și o puțin. Nimic îngrijorător? Și dacă o să cadă și se lovește? Și dacă dă foc vreunei case? Casei tale! Poftim? Nu, știți? Putem să-l vindecăm. Da. Deci unde este? Să vedem aici. Trebuie să ascundem luna de el. Dar orice face, nu-l treziți. Altfel o să cadă și s-ar putea lovi. Să ascundem luna? Mai repede! Haide! Așa? Așa? Poți zice asta. Te-ai agățat bine? M-am agățat. Adică, da, destul de bine. E cam sus.
întâmplător, Milu nu e pe lângă tine, nu-i așa? Nu, nu e. Dar unde ar putea fi, a? Fii atent, coboară. Cel puțin nu o să cadă, dacă se trezește. Dar acum o să cădem noi, dacă adormim. Te-ai agățat bine? Ariciu, ai adormit? Nu, n-am adormit. Bine, Ariciu, să nu adormi. Sau o să cazi. Bună, Milu. Te-ai trezit? Salut, Milu. Bună ziua! Voi ați stat atârnați acolo toată noaptea. Doar că, să știi, dormitul în copac nu e foarte odihnitor. Dar de ce v-ați uscat acolo, de fapt? Așa s-a nimerit. Ascultați! Poate că sunteți somnambuli? Am citit că somnambulii se cațără uneori noaptea prin copaci, iar dimineața nu-și mai amintesc cum au ajuns acolo. Hai, coborâți! Da, păi, am vrea asta! Chiar așa! Dar nu ne dăm seama cum. Vai, stați o secundă! Milu, unde te duci? Mă duc să aduc ajutor! Dar de ce nu ne ajuți tu? Eu? În niciun caz! Am rău de înălțime! Chicoriki! Când am plantat copacul acesta, eu sincer nici nu credeam că vreodată o să dea fructe. Atât de mic și de neajutorat era sărăcuțul de el. Părea o muncă inutilă. Chiar am vrut să-l arunc. Așa am vrut. Și acum, uite-te la el. Ce frumusețe! Frumusețe și satisfacție! Mă face să fiu atât de mândru de el. Frumusețe și satisfacție. Livada de vișini. Hei, cât mai ai de gând să sapi în noroiul ăla? Ai răbdare. Dacă vrei ca un copac să crească bine, atunci trebuie să-l sădești cu grijă. Nu-i așa? Știi cât timp o să ia până va crește? Cât timp? Probabil 100 de ani. Poate 5 sau 7 ani, cel mult. Cu siguranță va rodi vișine peste 7 ani. Ești sigur că o să-ți mai placă vișinele peste 7 ani? Gusturile se pot schimba radical în 7 ani. De exemplu, acum 7 ani îmi plăcea să fiu strâns în brațe, dar acum nu-mi mai pasă. Acum 7 ani erai un puiuț. Acum nu mai ești. Da, dar peste 7 ani tu o să fii mai mare. O să fim amândoi maturi atunci. O să facem tot felul de lucruri. Cum ar fi să plantăm vișini. Chiar nu avem timp pentru așa ceva. Copilăria noastră se duce rapid. Copilăria e cea mai frumoasă perioadă din viață și trebuie să o folosești bine. Ce o să spui peste 20 de ani când cineva o să te întrebe ce ai făcut pe când erai copil? Ia zi tu, Ariciule, ce o să le zici? Că ai plantat niște vișini și numai atât? Asta e! Mergem la plajă! Am încheiat discuția! Uite ce plouă! Sper ca ploaia să nu-mi ia sămânța de vișin! Astea-s numai prostii! Am petrecut jumătate de zi cu sămânța aia! Credeam că am hotărât să mergem la plajă! Și ce se va întâmpla dacă o să crească copacul și nu va rodi nicio vișină? O să fie un vișin fără nicio vișină. Cum este posibil așa ceva? O să aibă vișine? Și dacă nu? Păi, niciun copac obișnuit nu e rău. Într-o zi toridă vei putea sta la umbra lui împreună cu prietenii tăi. Sau când plouă. Nu ne-am mudat până la piele dacă am avea un copac deasupra noastră. Poți să stai cu prietenii și acasă dacă ai prieteni. Dar prietenii nu sunt copaci. Nu au rădăcini în pământ. Cât timp ești ocupat tu cu botanica ta, ei s-ar putea plictisi și te-ar putea părăsi. Ei nu o să te aștepte o veșnicie. Ariciule, înțelegi ce spun? Bine, ia-o mai ușor. Aproape că am terminat. Gata, hai să ne uscăm. Arată puțin cam mort. Nu este mort deloc.
dar cred că l-am plantat în locul greșit. Aici îl arde soarele toată ziua, iar pământul este foarte uscat și nisipos. Wow, prietene, te transformi într-un tocilar de copaci. Trebuie resădit. Acum? Credeam că o să ne jucăm cu zmeul astăzi. Din cauza baobabului ăsta al tău n-am mai avut viață personală. Mai jucăm fotbal sâmbătă? Nu. De ce? Pentru că trebuie să usc copacul. Ne mai jucăm cu bărcuțele noastre? Nu ne mai jucăm. De ce? Pentru că era vânt și tu a trebuit să-ți protejezi prietenul verde. Am mai construit un castel de nisip? Nu, nici măcar nu am mai înotat în râu. Trece timpul foarte repede. Iar noi ce facem? Îl petrecem cum? Cu un copac? Trec mai târziu. Nu te mai obosi, mă simt mai bine singur. Crezi că o să fiu mereu aici să te ajut cu toate prostiile tale? Greșești! Peste 7 ani, când o să crească copacul, poți să vii să stai la umbra lui singur, pentru că n-o să mai ai prieteni. La revedere, ariciule! La 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 la. Ariciul! Vișinul! Fugi! Du-te și adun capac sau o găleată! Hai că rămân eu aici! Du-te! Hai că eu plec. Mulțumesc. Săpescu mi-a zis că dacă plantezi mai mulți puieți în loc de semințe, o să crească mai repede. Dar cât de mulți? Dacă îți petreci așa cum trebuie copilăria, atunci când se termină, vei avea mulți prieteni. Așa că nu-ți va ajunge un singur copac pentru toată lumea. Ăsta e motivul pentru care nu trebuie să plantezi un singur vișin, ci mai mulți. Până când o să fim adulți, o să avem o livadă de vișini, ai înțeles? O să fie așa de frumos atunci. Păi, nu sta așa, haide și ajută-mă. Să mă înțepe, Albina, de 10 ori. Cine mi-a defrișat copacul așa? Nici nu mai arată ca un vișin. Mai degrabă arată chiparus. Așa mi se pare. Versiunea anim... Kikoriki. Doare ceva, prietene? De ce sare așa? Nu, doar că nu e suficient de bun. Olimpiada este o dată la 4 ani și dacă vrem să trimitem un atlet, ar trebui... măcar să câștige ceva. Și asta n-o să se întâmple cu astfel de rezultate. Înțelegeți? Trebuie să facem ceva competitiv. Să ieșim în față! Poți să te miști mai repede? Prieteni, se pare că avem campionul nostru. L-a făcut în viteză forme de nisip. Acesta nu este un sport olimpic. O să fie. Campionul nostru olimpic. Mult stimate comitet olimpic,
Părerea noastră e că în acest moment nu sunt suficiente sporturi la Olimpiadă. Prin urmare, vă sugerăm ca pentru a diversifica evenimentul și a permite să fie mai mulți campioni, să includeți și făcutul în viteză de forme de nisip și atașăm regulamentul oficial. Ai scris? Și atașăm regulamentul oficial. Am scris. Acum trimite scrisoarea. Nu avem timp de pierdut, nici un minut. Să înceapă antrenamentul. Excelent, bine, excelent. Hai. Grăbește-te, grăbește-te. Sapă. Hai. Excelent, bravo. Hai. Auzi, atunci când pui nisipul în găleată, pune găleata pe pământ. Asta îți scutește din timp. Ai înțeles? Am înțeles, nu stinge încă lumina, vreau să mai citesc. Nu, Ariciule, ai un program serios. Ariciu, e timpul să te trezești. E timpul să mergi la alergat. 1, 2, 1, 2. Acum respiră. 1, 2, 1, 2. Rotește-ți brațele, nu te opri acum. 1, 2, 1, 2. Ridică-ți brațele. Acum ceva să te întărească. Nu vorbi. Respiră, ține ritmul. 1, 2, 1, 2. Sportul, dragul meu, nu înseamnă să sap și să strângi nisip. Este de asemenea psihologic. Trebuie să fii hotărât să câștigi. Nimic nu trebuie să te distragă. Uită-te la degetul meu. Concentrează-te. Am spus că nu trebuie să te distragă nimic. Programul. Vai, Ariciule, nu te mai comporta ca un copil. Ai un program. Când o să devii campion, atunci o să poți citi. Ariciu s-a rănit! Poftim? S-a lovit la deget! Tare! Un mușchi întors. Fără exerciții, cel puțin 6 săptămâni. De ce sunteți așa de supărați? Mă vindec foarte repede. O să vedeți voi. O să-mi folosesc cealaltă mână. Acum poți să citești cât vrei tu. Ți-ai pierdut încrederea în mine. Îți promit că o să câștig cu orice preț Olimpiada aia voastră. O să câștig. Vă promit asta. Sunt gata! Mi-am bătut propriul record! Acum sunt chiar mai bun ca înainte! Bravo, Ariciu! Dar tocmai am primit răspuns. Nu vor să includă făcutul în viteza al formelor de nisip la Olimpiadă anul ăsta și nici pe viitor. Atunci o să concurez la wrestling, sărituri, tras cu arma, noți sau orice altceva! Nu o să renunț! Promit că am să lupt până la capăt! Bravo, Ariciule! Suntem mândri de tine. Ești campionul nostru. Un campion adevărat. Versiunea în limba română. Kikoriki. Au sosit!
Îți vine să crezi că am comandat un telescop acum 100 de ani și încă n-a sosit. Cercei mei! Scumpii mei cercei! Pentru numele lui Dumnezeu, ce faci aici? Încetează! Unde sunt cercei mei? Ce cercei? Asta e cutia mea, aici adorm eu. Erau niște chestii de metal aici, ascuțite și mă înțepau. Le-am aruncat. Cercei mei! Mi-ai aruncat cercei! Nu te supăra, e în regulă, pot să-ți explic totul. Din cauza ta, nu mai am nimic acum. Ei bine, asta nu e întru totul adevărat. Sunt la fel de bun ca cercei ăia. Sau măcar nu sunt mai rău. Aș putea fi mai bun. Și apropo, cerceii nu mai sunt la modă de ceva vreme, dacă mă înțelegi. Cum? Adică de ceva vreme? Sunt la modă? Abia din toamnă. Vezi, draga mea, vine anul nou și toată moda de anul trecut devine învechită. Nu vrei să porți niște briz-brizuri învechite, nu-i așa? Ți-ar plăcea așa ceva? Nici măcar o dată? Niciun caz. Dacă o dai odată în bară, reputația ta s-a dus pe apa sâmbetei. Stai liniștită, mă pricep destul de bine la modă. Cred că nu există în toată lumea un singur designer care să nu mă cunoască. Păi și atunci, cum te dormi într-un colet poștal? Asta este noua mea idee. E felul meu de a mă exprima artistic. Nu înțeleg de ce-ți place. Nu e foarte confortabil, ba chiar nu e deloc. Confort? Nu contează asta, ci doar moda. Elita modei doarme numai în așa ceva. Visează cum le dau noi idei. Pe bune acum. Adevărat? Mai întrebi? Trebuie să-ți spun că ultima nebunie a acestui sezon a fost ideea mea. Mi s-a oferit de mai multe ori poziția de președinte la Academia Mondială de Modă. Grozav! Dar i-am refuzat. Trebuie să învețe să se descurce și fără mine. Și pe lângă asta, m-aș fi plictisit la un moment dat. Păi da, știi tu, toate petrecerile astea cu spectacole, prezentări de modă și toate cele. Aha, mie îmi spui? O să las totul în urmă și o să mă retrag într-un sat. Poate la mătușa mea, în necunoscut. Și o să obișnuiesc și provincia cu moda. O să vă hrănesc cu stil, ca să zic așa. Apropo de hrănire, unde se poate mânca pe aici? Aparența este totul. Un porc trebuie să fie fabulos. Totul, de la machiaj la păr și haine, trebuie să fie perfect. Nu, să nu. Îți fie rușine de neputințe mici. Da, recunosc, toți iubesc să se îmbrace la modă. Și capuicuțele, ciorap și tricouri catarame, buton, cercei, bluze, pulovere, ochelari și pantaloni, cizme și returi vers. Cum să trăiesc cu boala asta? Smokingul a fost mâncat de moli, 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 moli. Mai bine muritor de foame, dar să fiu la modă. Da, nu ascund, fiecare e croit diferit. Fiecare vrea să măsoare ceva așa. Și capuicuțele să zboare ciorapii și cămașile, berete, cravate și manșete, cardigani și jachete și șireturile verzi. Cum să trăiesc cu boala asta? Smokingul a fost mâncat de moli, 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 moli. Mai bine muritor de foame, dar să fiu la modă. Spune-mi, ce o să fie la modă sezonul acesta? Sezonul acesta? Ei bine, cred că fundițele. Dar fundițele nu s-au demodat? Sigur că da! Am spus cumva fundițe? Am vrut să zic că sezonul acesta toată lumea trebuie să poarte cercei aceia cu clipsuri, preferabil în formă de inimioară. Poftim? Ce? Cum adică poftim? Păi nu asta am vrut să spun. Cred oricum că am stat cam mult aici. Ar trebui să mă întorc la oficiul poștal. Adică la cum se numește Academia Mondială de Modă. Tu șoarece de poștă! Încă un lucru spui? Moda de anul trecut? Sau poate că ai vrut să zici ultima manie în materie de modă? Pentru că acest sezon va fi cu siguranță ultimul pentru tine!
Un an nou. La un an nou fericit. Un an nou. La mulți ani, un an nou fericit. Am primit un cadou, telescopul. Versiunea în limba română a fost produsă de SDN. Kikoriki. Tu ce crezi? Crezi că viața nu înseamnă mai mult decât să te dai în leagăn, ha? Așa-i? Dar să faci fapte bune? Ți-am adus niște flori. Ești așa de calculat. Pentru fapte bune nu trebuie să aștepți recompensă. Nu știai asta? Trebuie să fie un act altruist. Tu nu citești deloc? Poftim! Asta e despre bine și rău. Aici o să afli cum să devii atractiv și cum să câștigi dragostea cuiva. Bunătatea, răutatea și fetele. Asta e ciudat. Toți răufăcătorii au haine grozave, dar din același motiv ciudat, toate prințesele îi aleg pe tipii buni la sfârșit. Poate că pe fete le atrag hainele albe și drăgălașe. Or fi la modă. În regulă, nu e rău deloc. E timpul să fac niște fapte bune. În numele binelui suprem. Milu, ce Dumnezeu ai făcut acolo? O faptă bună. Să mă înțepe, Albina. Salutare. Vai de mine, m-ai speriat. De ce ești îmbrăcat așa? Spune-mi, Săpescu, dacă ajuți un prieten, asta e o faptă bună? Evident că este. Nu e nevoie să-mi mulțumești. Sunt altruist, dar te rog, nu te enerva dacă nu-mi iese din prima. În numele a tot ce este bun, am să te ajut. Am să te ajut în lucrarea ta. Cu acest cui și cu acest ciocan. Te implor, nu faci asta. Milu, nu, o fac eu. Pleacă, Milu, de aici. Te implor, pleacă. Am vrut să fac bine. Am încercat să ajut. Pleacă, Milu. Acum trebuie să-l curăți pe aici. Cum s-a întâmplat asta? Am vrut doar să fac lucrurile mai bine, dar am reușit să fac totul mai rău ca înainte. Am avut cele mai bune intenții, dar totul s-a destrămat. Am căutat dragoste, dar nu am găsit decât lacrimi. Nimeni nu mă iubește mai mult ca înainte. Poate că nu e pentru mine să fac bine! Poate că ar trebui să joc la cealaltă echipă. Ce părere ai? Am să trec de partea răului neprihănit? Calea întunecată ce mi se întinde în față e una plină de pericole, neînțelegeri și singurătate. O să devin misterios și evaziv. Nu sunt sigur că o să mă iubească pentru asta, dar nu-mi pasă. Trebuie să încerc și asta. Poate că ăsta este drumul pe care trebuie să-l urmez. Iar hainele mele sunt mai dramatice și mai stilate. Și o să arăt mult mai bine. Cine a spus despre copii că nu ar trebui să se joace cu chibrituri? Păi era și timpul! Începeam să-mi fac griji că va trebui să vin să te scot din casă! Ți-ai pierdut mințile sau ce? Ce tot faci? Nu se vede! Sunt rău, de un rău
pur. Și mai rău? Nu le-ai făcut suficient rău lui Săpescu, Bufita și celorlalți? Nu, acelea au fost faptele mele bune. Și care-i diferența? Păi, nu știu să-ți explic. Ai luat o razna de tot? Ce, nu înțelegi? Înainte de a face cuiva un bine, trebuie să te gândești dacă îi faci bine cu adevărat persoanei respective sau nu. Este mult prea complicat. Nu mai înțeleg nimic. Vreau să fac bine, dar totul ajunge să fie un dezastru. Așa că am hotărât că poate nu mă pricep să fac bine. Și sunt mai bun. Amade! Uai! Ce faci? Ce faci? Arătam așa de bine în costumul ăla. Mă făcea să par misterios și singuratic, periculos și dezinteresat. Nu o să mai fie niciodată un răufăcător așa de arătos cum eram eu. Prostănacule, fetelor le plac băieții buni. Dar de ce? Pentru că binele învinge întotdeauna. De aceea fetelor le plac băieții buni. Kikoriki. În curând Săpescu intră în hibernare. Uneori iarna, când sunt trist, cred că urșii sunt norocoși. Dorm fără nicio grijă. Dar dacă sunt bucuros și mă distrez, atunci îmi pare rău de ei. Urșii sunt foarte speciali. Doar ei pot să doarmă toată iarna. Asta nu e adevărat. După ultimele date științifice pe care le dețin în exclusivitate, hârciogii și bursucii pe... hibernează și ei. Și multe alte animale, șinșilele, aricii. Aricii? Da, aricii. Aricii! Cântec de leagăn pentru ariciu. Hibernesc ca alți arici. Fără tine aș muri de plictiseală iarna. Ești un arici special, unul excepțional. Numai aricii excepțional nu trebuie să doarmă toată iarna, ci doar în timpul nopții. Ei bine, de unde să știi tu că trebuie să hibernezi iarna? Nu e vina ta asta. În afară de asta, eu cred că trebuie să dormi atunci când vrei să dormi. Și dacă nu vrei și nu ți-e somn, de ce să-ți faci griji? Nu știi ce poate să-ți facă lipsa de somn? Poate cauza iritabilitate, schimbarea sistemului imunitar și schimbări de comportament. Tu chiar nu-ți dai seama? Cât somn am pierdut eu de-a lungul anilor! Și atunci ce să facem? A? Oricum nu prea ai ce să faci. Dar dacă vrei să dormi confortabil toată iarna, trebuie să te pregătești din timp. Sunt multe de făcut. Perne, pături din puf. Și pătura ta și un ceainic lângă pat, în caz că ți-e sete. Cam asta e tot. Întinde-te, învelește-te. Așează-te confortabil, închide ochii, pune-ți laba în gură și dormi. Doarme! Ești întins? Da. Și te-ai învelit? Bine? Da, m-am învelit. Stai confortabil? Păi destul de, doar că mă mănâncă spatele. Mulțumesc! E bine acum. Hai, acum închide ochii! Pune laba în gură și dormi! Ai adormit? Nu,
Nu știu de ce, dar nu mi-e somn deloc. Ariciule, dacă vrei să vorbești, scoate laba aia din gură. Am spus că nu mi-e somn chiar deloc. Poți să-mi cânti ceva să adorm? Ai vrea? Te rog frumos, că nu pot dormi. Păi, nu sunt sigur. N-am mai cântat niciodată un cântec de leagăn. Te rog frumos. Bine, bine. Dorm, ariciule, bunul meu arici, prietenul meu. Dorm liniștit, să visezi cele mai frumoase vise. Cu toate că nu ai mai dormit niciodată toată iarna, eu o să fiu singur gândindu-mă la tine. Că dormi, prietenul meu cel mai bun. Și când o să te trezești în sfârșit primăvara, o să vii la mormântul prietenului tău, care iarna asta a pierit de plictiseală, de plină singurătate. Ce-o să fac fără tine? Ariciule, m-a adormit? Am aflat că nu toți aricii hibernează. Am aflat că nu toți aricii hibernează. Unele specii din îndepărtatele jungle ale Indochinei sunt la fel de active iarna ca și vara. Desigur, posibilitatea ca ariciul nostru să facă parte din acea specie este, aș spune eu... Nu trage încă concluzii! Ariciule, trezește-te! Pentru o clipă! Este clar din Indochina. Ariciule, ariciule, sunt așa de fericit. Ce e? Ce se întâmplă? De ce ud aici? A venit deja prima... Kikoriki! Este primăvară. Totul în jur începe să înmugurească, iar mama natură revine la viață. Dar dacă pentru mâncare depinzi de mama natură, de multe ori nu ai timp să-i admiri frumusețea. Trebuie să ari, să însămânțezi și să fertilizezi, astfel încât toamna să poți aduna suficientă mâncare. Lanuș! Adu pe toată lumea! Trebuie să arăm grădina de legume. De ce? Cum adică de ce? Ca să plantăm semințe. De ce? Care-i problema ta? Adu pe toată lumea să arăm grădina de legume. Nu mai avem nevoie de toate astea. Acum ne hrănește soarele. Doar soare și mult ceai indian. Ceai indian, ceai indian, hari, 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 hari. Ceai indian? Ceai indian. Soarele ne umple de energia lui. Simt cum corpul meu își recapătă puterea. Sunt un panou solar uriaș. În afară de energia solară, mai am nevoie doar de câteva vitamine ce pot fi găsite în ceaiul indian. Te rog, iau doar o sorbitură. Și nu am nevoie de nimic altceva. Ar strica. Te rog frumos, cei care nu au nevoie să fie eliberați de tentația torturilor și altele asemănătoare pot să se ducă să-și petreacă viața mâncând neîncetat dulciuri. Prieteni, dacă nu începem să plantăm acum, gândiți-vă că la toamnă o să avem hambarele goale. Nu o să avem ce mânca. Continuați să absorbiți energia solară. Eram și eu ca tine, prietene, prins în plasa iluziei și a fricii. Dar iarna aceasta, într-o după-amiază friguroasă de februarie, urmăream un film indian și am văzut lumina. Dar
Indienii nu cultivă altceva decât ceai și nimeni nu se plânge. Acolo toată lumea dansează, toată lumea cântă, toată lumea e așa de fericită și de însorită. Mă vei întreba de ce? Pentru că trăiesc doar cu energie solară și mult ceai. Dă-mi o bucată de prăjitură. E așa de foame, văd pete peste tot. Acesta este un semn foarte bun. Ai puțină răbdare și o să experimentezi o stare nouă și extraordinară. O să te eliberezi pentru totdeauna de povara torturilor, covrigilor și produselor de patiserie. Ceai! Cum te simți, Scruffy? Înainte de a părăsi lumea aceasta a iluziei, aș vrea să interpretez pentru voi un dans final, chiar aici. Dragostea mea, respirația ta este ca adierea printr-un crâng de mandarine. Mersul tău este mai ușor decât crema de pe o prăjitură. Buzele tale sunt mai aprinse decât dulceața de cireșe. Când mă privești, inima îmi tresaltă ca un frigider gol. Când mă uit la tine, uit totul, uit de foamea mea. E bine, e iarnă. Și recolta? Ăsta leșina de foame? Nu, a intrat în hibernare. Până primăvara viitoare. Să pescui este norocos. Când hibernează, nu mănâncă, doar își suge lapa. Noi ce facem? Sistemul funcționează pentru India. Acolo e mereu soare. Dar aici trebuie să luăm în considerare zilele scurte de iarnă, norii și precipitațiile. Și lipsa de elefanți. Uite, uite! Săpescu zâmbește în somn. Cred că visează ceva foarte gustos. Nu! Uită-te cât de fericit este! Cântă! Visează la India. Haideți să-l mâncăm! Kikoriki! De ce te-am ascultat? Acum aș fi putut fi acasă, într-o cameră încălzită și... Mânca! Lanuș, am pornit în excursia asta doar din cauza ta! Tu ești cel care a cerut să-i fie distras atenția de la mâncare! Gurmandule! Nu am crezut că îmi veți spune niște povești interesante despre beneficiul postului. Nu mă veți strâ prin zăpadă, pe viscol și frig. O excursie este soluția perfectă pentru cei ce mănâncă prea mult. Trebuie să te miști mai mult și să mănânci mai puțin. Păi da, ne-am mișcat atât de mult că ne-am rătăcit. Este regulă! Viscolul se va doboli și apoi vom pleca de aici. Privește! Acolo este o cabană din lemn. Sandwich. Ia uite cât de mult a nins, Lanuș! Dă-te din drum! Nimeni nu a mai trecut pe aici de mult timp! Pare părăsită! Pare un loc bun unde să ne oprim! Să ne adăpostim de furtună! Hei! Pare că această casă a fost abandonată!
Nu avem deloc mâncare aici? Ai uitat cuvântul magic! Te rog? Dietă! Ați înnebunit! Și dacă rămânem înțepeniți aici pentru o săptămână, ce o să mâncăm atunci? E cineva afară! Jur că am văzut pe cineva! Se furișea pe acolo! Poate că are halucinații de la foame. Poate ar trebui să-i dăm de mâncare. Crezi că ar trebui să-l hrănim? Doar ca să știi, asta e tot ce o să primești astăzi. Oare pe unde fi mâncarea? Doar e un loc destul de ospitalier până la urmă. Am văzut, știu că ești aici. Cine ești? Prieten sau un dușman? Prieten, ăștia ascund lucruri de tine. Mâncarea. O mâncare aici? Atunci de ce o ascund de mine? Acum tu știi adevărul. Ești ori tu sau ei. Ești așa de bun, atât de tentant. Nu pleca, lasă-mă să te îmbrățișez. Când l-ai hrănit ultima oară? Când precizează dieta lui. Burgerul mi-a spus absolut tot. Poftim? Despre ce burger vorbești? Burgerul. Mai bine îmi dai mâncarea și nimeni nu va fi rănit. Ce să-ți dăm? M-am săturat de voi și de minciunile voastre. Unde e mâncarea? Astea-s numai prost. Presupun că nu poți forța pe cineva să se schimbe, chiar dacă îți cere chiar el ajutorul. Până la urmă, dacă ești pregătit cu adevărat, atunci o poți face singur, fără ajutorul nimănui, nu crezi? Ce zici? Ai dreptate, nu este pregătit încă. Abia a început dieta și deja vede hamburgeri. O, naivii mei prieteni, nu este doar o plăsmuire a imaginației mele. Chiar există. E așa de mare și de tentant. Poți să încerci să pierzi în greutate și să urmezi o dietă cât vrei, dar într-un final va veni după tine. Și atunci... Și atunci ce? Nimic. O să vezi cu ochii tăi când vei fi cu adevărat pregătit pentru asta. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Kikoriki.
primăvara. Nici nu mi-amintesc câte primăveri am văzut, dar de fiecare dată mă simt ca prima oară, tânăr și ferice. Prin vene sângele-mi pulsează, la viață m-am întors pe o rază. Hă? Aceștia sunt niște pantofi pentru zăpadă. I-am cumpărat din... oare de unde i-am cumpărat? De unde oare? Din Groenlanda! Da, acolo este atâta zăpadă încât de dimineață nu poți ieși să iei ziarul fără ei. Și pălăria asta a fost un cadou. Am primit-o în Mongolia sau în Angola. Nu mi-amintesc. Nu lasă gândurile rele să-mi pătrundă în cap, cu toate că pare că nu-mi lasă niciun gând să intre în cap. Tăgădâm, 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 tăgădâm. Oh! Apropo, poți să-mi despachetezi hainele de vară? Și asta trebuie despachetată? Geamantanul. Asta e interesant. Nici măcar nu mi-amintesc ce e acolo. Să o deschidem, acum zic. E încuiată! Și cheie, este? Nu mi-amintesc. Nici măcar nu știu de unde este valiza. Îți poți imagina? Ce-ar fi dacă am deschid-o? Și înăuntru sunt comori. Da, cum ar fi cuie dintr-o corabie adevărată de pirați? Nu, așteptați! Nu e nevoie să o deschideți. La revedere! Intră! Nu merit să fiu iertat. Trebuie să mărturisesc totul. Conștiința mea nu mă lasă să trăiesc. Sunt bani. Mulți bani. Poftim? Hârtii multicolore care pot fi folosite pentru a cumpăra o mulțime de lucruri. De mult am găsit o valiză plină cu bani și am păstrat-o. Mi-a fost așa rușine că am furat ceea ce nu mi-aparținea de drept, încât am încercat să uit complet de ea. Dar acum a apărut din nou și conștiința mea mă macină, mă chinuie în fiecare secundă. De atunci... Nu-ți face griji, Corbescu. Poate nimeni nu avea nevoie cu adevărat de valiza asta. Da, probabil că ai luat occidental. Ești muzician. Ești impulsiv prin natura ta. Vai de mine! Nu sunt bani acolo! Am pierdut valiza aia la Constantinopol, am pierdut-o! Mi-am adus aminte acum! Atunci, asta ce e? Este o vioară. Pe care tu ai luat-o impulsiv? Nu, este vioara mea, dar nu merit să fiu iertat nici pentru vioară! De mult am stat într-un trib maori și i-am făcut să îndrăgească muzica clasică. Le-am cântat în fiecare zi, iar ei nu mai puteau trăi fără să asculte sonate, nocturne și elegii. Dar apoi i-am părăsit și mi-am luat cu mine muzica, notele și vioara. Eram tânăr și naiv, dar astăzi nu știu cum o să trăiesc cu gândurile astea care mi-au revenit. Ce îngrozitor! De ce nu ne-ai spus toate astea până acum? Este foarte greu să trăiești cu gândul la toate greșelile pe care le-ai făcut când erai tânăr. De aceea uiți tot ce a fost rău și ți-amintești numai lucrurile plăcute. Este foarte convenabil, dar mai devreme sau mai târziu, relele te prind din urmă. Nu-ți face griji. Sunt sigur că tribul Maori te-a iertat. Probabil că ascultă muzica la radio. Oh, nu! Îmi amintesc! Mi-am dăruit vioara unui post de radio! Atunci ce este aici? Aici? Aici ar putea fi... Ar putea fi orice, orice. Ar putea fi urmele unei mici lașități sau ale unei mici trădări sau puțină invidie. Poate fi orice!
Lucruri pe care inima mea înmuiată de timp nu ar putea să le mai suporte de acum. Așa că acum am decis să o arunc în marea învolburată. Mamma mia! Asta e lenjeria mea de vară. Ce s-a întâmplat cu memoria mea? Eu am o presimțire că dacă ai o conștiință curată, atunci nu ai probleme să-ți amintești lucruri. Tânărul și naivul meu prieten, ar fi bine ca atunci când vei fi bătrân, toate amintirile neplăcute pe care ai vrea să le uiți să încapă într-o valiză. Crede-mă, pentru unii dintre noi, nici măcar un camion nu ar fi suficient.